În vreme ce unii se bucură de briza mării sau de aerul curat de la munte, alții au căutat liniștea din mijlocul orașelor și s-au răcorit în grădinile botanice, întinse pe hectare întregi. Aici se respectă cu ușurință distanțarea socială, iar vizitatorii se simt în siguranță. O oază de liniște și aer curat se întinde pe 14 hectare în inima orașului Cluj-Napoca. Am ținut foarte mult să vizităm grădina botanică, eu iubesc foarte mult florile. Și sunt foarte, foarte impresionată de ceea ce văd. E unul dintre puținele locuri unde nu trebuie să port mască. Aici e foarte liniște, deși ești în centrul orașului. Mi-ar plăcea să merg la mare, dar, nu știu, e mai dificil așa în timp de coronavirus. La intrare este puțin aglomerat. Atunci avem un sens de intrare, un sens de ieșire. Lumea trebuie să respecte deja toate regulile pe care le-am învățat cu toții. Distanțarea obligatorie la minim 2 metri. Purtarea măștii când se cumpără biletul. În condiții de siguranță primește vizitatori și grădina botanică din Jibou, aflată la 25 de kilometri de Zalău. Intrarea este 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Pot să fac o variantă mai scurtă sau mai lungă, inclusiv să ajungă până în zona parcului zoo cu animale, în spațiile interioare, în sere. Acolo este obligatorie purtarea măștii. Și grădina botanică din Craiova, întinsă pe 17 hectare, este plină de vizitatori. Intrarea este liberă. Cel puțin de 5 ani vin foarte des cu cei mici și venim de 3-4 ori pe săptămână. Specialiștii spun că aceste oaze de verdeață sunt o adevărată sursă de oxigen, mai ales atunci când se află în mijlocul orașelor. Copacii curăță aerul, plantele în general, nu doar copacii curăță aerul și atunci vă dați seama ce aer curat avem noi aici, spre deosebire de alte zone. Odată cu începerea sezonului de vară, grădinile botanice din țară și-au prelungit programul de funcționare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.